Venirea sezonului rece nu a dus la o scădere a valorilor tranzitului prin punctele de trecere a frontierei din țara noastră, inclusiv vămile care își derulează activitatea pe raza județului Suceava. O spun cifrele oficiale care arată că pe parcursul a doar 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei, au traversat peste 151.700 de persoane, atât cetățeni români cât și străini. Dintre acestea, aproximativ 75.300 s-au prezentat pe sensul de intrare și 76.400 pe cel de ieșire din țară. La capitolul trafic auto s-au înregistrat aproape 43.000 de mijloace de transport, dintre care aproximativ 20.500 pe sensul de intrare și 22.200 pe sensul de ieșire din țară. Totodată în zonele de competență, punctele de trecere și frontiera verde, polițiștii de frontieră au constatat 61 de fapte ilegale, 16 infracțiuni și 45 de contravenții săvârșite atât de cetățeni români cât și străini. Astfel au fost descoperite, independent sau în colaborare cu alte instituții, bunuri nedeclarate ce urmau a fi introduse ilegal în țară care depășeau plafonul VAMAL admisor suspecte a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ 39.000 de lei. În paralel, valoarea amenzilor contravenționale aplicate s-a ridicat la circa 26.000 de lei. În plus, tot pe parcursul a doar 24 de ore, nu s-a permis intrarea în țară a 41 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege și, de asemenea, nu s-a permis ieșirea unui număr de 11 cetățeni români din diferite motive legale.